să spun? Spune, că ești la cameră. La cameră. Uitați-vă ce simbolizează schema nouă a Dacii. Burebista în mijloc. Super calitate. Burebista în mijloc. Călare pe cal. Dar vezi că alergă un cățel după dânsul. Și tai capul lupul, da. Tai capul la balaurul rus aici. Uitați-vă, tai capul și curge sânge. Și există și balaurul rus, da? Da, da, uite, da, e balaurul rus. Stema asta a fost donată lui Ștefan cel Mare de Papa de la Roma ca apărătura creștinismului în Europa, vulturul. Păi, dar rușii tot dar de ce cu două capete vulturul? Rușul l-au furat la noi. Rușul l-au furat la noi, vulturul. Coroana lui Ștefan cel Mare, lei nu cedează niciodată, e cel mai puternic animal. Dar ăștia cred că e de la circ, de unde e luat? Da, de la circ e luat. Și uitați-vă, de-acu e tot, buzduganul e dar ce scrie aici 1P? Pucherea... E 1. Da. Cei mai puternici. Sămrați pentru independență, puterea e 1. Da, asta e renașterea dacilor care e puternici, care vor. Nu de aceștia care se consideră că el e moldovan, nu uite cum băiatul, el se consideră că el e moldovan. Eu sunt cetățean al Republicii Moldova și mă mândresc cu asta, domnule. Politicteți suntem moldoveni. Și-ați rămas fără limbă și fără pământ. De ce a rămas fără limbă? Uite, în Constituție scrie limba moldovenească, limba moldovenilor. Rușii nu-i respectă, minoritățile nu-i respectă, nu vă respect voi. Cuvântul Moldova, tu ai rămas fără pământ. Da, de ce, domnule? Eu am sub noi e pământ aici. Sub noi e pământul Moldovei. Argumentați, domnule, mai clar. Argumentați mai clar că vin niște ipoteze care n-au niciun sens. Dar și candul ea lui Iuda. Candul e și nu lui Plahotniuc. Asta vezi niște ipoteze care n-au niciun sens. Argumentați, vă rog, de ce Moldova noastră îi spuneți că e clar că ăsta e stat capturat. Înțeleg. De Plahotniuc, zici? Da, e poate capturat niște parametri european, tot a spus că e... El întotdeauna a fost așa. Cine? Statul. Statul? Întotdeauna au fost, din 90 întotdeauna au fost așa. Da. Noi n-am avut oameni care cu demnitate și cu mândrie. Eu am demnitate. Întrebați-l pe Oleg, că Oleg e mai mare. Și eu am demnitate. Eu am demnitate. Noi avem aici, care suntem aici, suntem cu demnitate, dar eu nu știu pe tine. Eu știu pe Oleg ca un luptător mare, un eroi mare. Ei, tinerele, ca de înșepe. A poporului nostru, dar pe tine eu nu știu. El am o luptă pentru protecția minorilor. Eu nu din umbre, domnul, eu nu mă pun pe internet, înțelegeți? Eu mă lupt așa cu oamenii, îmi merg direct în forță. În capul noastră, eu un flac și vin și spun la dumneavoastră. Cu lei. Dumneavoastră spuneți că aveți mulți oameni, dar oamenii dumneavoastră unii. Să acasă întinși în pat Facebook. Ei luptă de pe Facebook, înțelegeți? Că oamenii să ne știi pe noi. Nu, așa am spus eu de la început, dacă n-am spus vin nu-mi niciunul. Dar serios, ei stau și luptă de pe Facebook, ați chemat și n-ați vină, vă garantez. Cine? Oamenii dumneavoastră de pe Facebook care a spus că tot s-o ieși. Da, dar vin care cu bani. De ce la Oleg nu vine? Oleg e cinstit. De ce nu vin? Ia uite, vine Vasile Sinigur cu drag. Vin eu care știu că el e patriot. Știu, vin eu care știu că e patriot. Vine el care știe. Dar eu n-am știut că candidează. E un luptător corect. Dar n-ați fie aici care vor bani câte 100 de lei de la șor. De la... Da, da. Apoi oamenii ieșe să vândă țara. Nu spuneți că noi... Așa ieși cu de 100 de lei. Care e o bancă de șoncă și o pachet greci. Oleg, dacă s-o candidat, este o candidat cinstit. Eu știu fiecare om care. Afară de Oleg, nici unul nu-i mai cinstit candidat. Da, e corect. Eu știu. Eu tot ca să candidez ca consilier. Eu știu, Oleg e cel mai cinstit din toți. Care acum, eu nu vorbesc între ei, eu știu de ani de zile. Și de mulți ani eu știu. Știu și faci el. Dar restul... Mi-e foarte multă cinste, mult respect. Da. Și luați exemplu, că este un luați exemplu de la Oleg. Exemplu, dar nu luați exemplu de la aici cu Mațu Gros. Dar și vă referiți la ce spuneți Mațu Gros, domnule? Nu, domnul, cu Mațu Gros, la Ploi. Tăți avem Mațu Gros. Ești și Mațu Țări, ești Mațu Gros, plămâni și stomac. Nu, la Ploi și la deputați. Apoi mai gros, uleacă, și da? La polițiști și la procurori, Mațu e gros. Da, acum dumneavoastră Mațu e gros, este organul de lege. Da, da. Și nu-i frumos. Și o încălcare de lege, eu zic că îmi spun adevărul. Care lege? Care lege? Că eu spun că Mațu e gros. Ai e drapelul cu băiatul înghețat. Mi-a dat-i drapelul cât de am, mă stresez cu. Uleacă e amestecat cu alu. Nu s-a amestecat, dar... Asta e, Uleacă.